Faptele Apostolilor, capitolul 4, Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 1. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut. Și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii, s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare norodului și bătrânii ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți. Și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăsneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fusese cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem prevedui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Amin. Amin. În această după-amiază, la studiul nostru de joia, mi-a dat Dumnezeu un cuvânt special, cred eu, să învățăm alte câteva adevăruri formidabile și realități formidabile despre lucrarea Duhului Sfânt. Tot mai mult sunt preocupat de lucrarea Duhului Sfânt în viața mea și în viața Bisericii Domnului. Tot mai mult mă interesează și sunt tot mai atras spre lucrarea Duhului Sfânt, pentru că îmi dau seama cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea că lucrarea Duhului, că lucrarea lui Dumnezeu, spunea cineva, se face cu Duhul Sfânt, cu bani și cu oameni. Cu Duhul Sfânt, lucrarea lui Dumnezeu se face cu Duhul Sfânt, se face cu oameni și, spunea el, și cu bani. Și cred că are dreptate de 100%. Însă în această după-amiază, în următoarele câteva minute, aș vrea să învățăm câteva realități fundamentale despre Duhul lui Dumnezeu, despre persoana Duhului lui Dumnezeu. Nu de mult am sărbătorit coborârea Duhului Sfânt în biserică, pe pământ, în viața oamenilor. Și aș vrea să rămânem în atmosfera aceasta, pentru că ar trebui să învățăm despre Duhul Sfânt mult mai mult. Bisericile baptiste și bisericile creștine după Evanghelie, din când în când, unele dintre ele suferă de o lacună teologică și spirituală. În unele biserici se vorbește prea puțin despre lucrarea Duhului Sfânt. Ei, în biserica stânca lucrurile acestea le-am schimbat deja cu ajutorul Domnului.
Și nu cred că mai ducem lipsă de învățătură din cuvânt despre Duhul Sfânt. Știți că Trinitatea lui Dumnezeu este formată din Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Dumnezeu! Însă, v-ați pus vreodată întrebarea, frați și surori, la modul foarte serios. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră? Sigur că întrebarea este comună, întrebarea este banală pentru unii, pentru alții. Este foarte simplă, dar nu este simplistă. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră? Păi nu putem fi creștini, nu putem fi mântuiți fără Duhul? Categoric nu. Sub nicio formă nu putem să fim mântuiți fără Duhul Sfânt. Să știți că nu putem fi mântuiți fără venirea Duhului Sfânt în viața noastră. Ei, aș vrea să vă spun patru lucruri despre Duhul Sfânt în acea seară. Foarte pe scurt. Pentru că joia, seara, slujbele noastre la noi aici sunt prea scurte uneori. Sau sunt scurte. Însă, pentru că în seara aceasta vrem să avem și o prezentare despre lucrarea din această vară, din luna iulie aici la Stânca. Aș vrea să rămânem, deci, în timpul normal pe care îl avem pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Fiți atenți! Când Biblia ne vorbește despre Duhul lui Dumnezeu, ne spune patru lucruri. Și vă rog să nu le uitați. Fără aceste patru lucruri în viața noastră, fără aceste patru realități în viața noastră, despre persoana Duhului Sfânt, ne numim creștini, dar nu suntem creștini. Fără aceste adevăruri, fără aceste realități în viața noastră, ne numim creștini, dar nu suntem creștini. Fiți atenți! Când Biblia ne vorbește despre Duhul Sfânt, ne vorbește despre o prezență puternică, ne vorbește despre un program puternic, ne vorbește despre un popor puternic și, pe urmă, ne vorbește despre o proclamație puternică. Vedeți? Când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, vorbim despre putere. Amin. Când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, vorbim despre putere. Din cauza aceasta, când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, mai vorbim despre încă un adevăr uimitor. Știți despre ce? Când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, vorbim despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt însă dă tuturor putere sfântă. Amin. Când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre putere sfântă. Însă când vorbim despre Duhul Sfânt, vorbim despre o prezență puternică în viața noastră. Auziți ce spune Scriptura în Fapte, capitolul 4, versetul 8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, în fața tuturor demnitarilor Ierusalimului. Petru, plin de Duhul Sfânt, în fața tuturor fețelor bisericești. În fața patriarhilor și a mitropoliților din vremea aceea, zice Scriptura, Petru, plin de Duh Sfânt, s-a ridicat și a spus, mai mare ai norodului și bătrânea lui Israel. Și când a început ăsta să vorbească, i-a șocat pe toți. Și au zis ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, spune un lucru uimitor, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, pentru că știau că erau oameni necărturași și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Amin. Amin. În primul rând, știți ce au priceput fariseii, cărturarii, preoții din vremea aceea? Au priceput un lucru extraordinar. Că a avea Duhul Sfânt înseamnă a avea în ființa ta o prezență puternică. Acum, fraților, noi tot vorbim despre Duhul Sfânt. În bisericile ortodoxe se mai vorbește din când în când despre Duhul Sfânt. În bisericile protestante și neoprotestante mai ales se vorbește mult despre Duhul Sfânt. Așa cum noi suntem, cum suntem noi aici la Stânca, avem o teologie, zic eu, foarte sănătoasă și foarte biblică. Însă nu-i suficient doar să vorbim corect despre Duhul Sfânt. Nu-i suficient să credem corect despre Duhul Sfânt. Noi trebuie să înțelegem că dincolo de vorbă, că dincolo de corectitudine teologică, dincolo de sănătate teologică, și ce înseamnă Duhul Sfânt în viața mea? Înseamnă Duhul Sfânt în viața mea, înseamnă puterea lui Dumnezeu în viața mea. De ce? Ca să pot trăi o viață supranaturală. Știți ce face Duhul Sfânt când vine în inima mea? Îmi aduce prezența puternică a lui Dumnezeu.
ce avem nevoie de Duhul Sfânt în viața noastră? Ca în viața noastră să vină puternica prezență a lui Dumnezeu. Asta înseamnă Duhul Sfânt în viața mea, înseamnă prezența puternică a lui Dumnezeu. Înseamnă o prezență puternică. Și ce? Puterea lui Dumnezeu vine în viața mea când Duhul Sfânt vine în viața mea. Acum, nu o să stăm foarte mult aici, însă dacă adevărul acesta nu devine realitate, n-am înțeles creștinismul și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Duhul Sfânt în viața mea înseamnă puterea lui Dumnezeu, înseamnă puterea prezentă a lui Dumnezeu în viața mea, înseamnă o prezență puternică a lui Dumnezeu în viața mea, însă motivul pentru care am primit Duhul Sfânt este acesta. Dumnezeu mă ia din natural și mă duce în supranatural prin Duhul Sfânt. Amin. Din cauza aceasta, Biblia spune la un moment dat o chestiune foarte interesantă. Zice așa. Nu puteți face tot ce voiți. Câte albine sunt? 2, 4, văd că le-ați numărat perfect. De 6 albine. Lăsați-le în pace că la terminare le intoxicăm. La terminare le intoxicăm pe toate. Însă, fraților, este, observați, aici la stânca și albinele își fac cuib. Curând o să avem un stup, venim și mâncăm miere. Până joia viitoare, dacă nu facem ceva, o să avem și miere de albine. Însă, fraților, avem Duhul Sfânt în viața mea, înseamnă puternica prezență a lui Dumnezeu. Amin. Vreau să nu vă concentrați totuși pe albine. Concentrați-vă pe cuvânt. Acum am dat seama cât de atenți sunteți. Și cât de bine puteți să vă distribuiți atenția și încotro. Încotro vă puteți distribui atenția. Însă auziți un lucru foarte important. Duhul Sfânt în viața mea înseamnă că îmi dă putere spirituală. Fără Duhul Sfânt în viața mea n-am putere. Să vă mai spun o chestiune. Fără Duhul Sfânt în viața mea pot veni la casa de rugăciune. Însă fără Duhul, casa este vorba de putere fizică. Însă fără Duhul Sfânt în viața mea, n-am puterea lui Dumnezeu în viața mea. Duhul Sfânt în viața mea înseamnă prezența puternică a lui Dumnezeu în viața mea. Însă încă ceva, Duhul Sfânt în viața mea înseamnă și un program puternic, puternicul program al lui Dumnezeu în viața mea. Auziți ce se întâmplă când vine Duhul Sfânt în viața mea? Mă face puternic. Însă Duhul Sfânt în viața mea îmi dă un alt punct de vedere. Duhul Sfânt în viața mea îmi inoculează o altă ideologie, o altă teologie, o altă perspectivă. Și ce spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor în fapte la capitolul 1, zice așa. Când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El, ați primit-o de la mine, zice, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau împreună, la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Iisus le-a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa și voi veți primi o putere. Când? Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Însă știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos în cele 40 de zile până la înălțare, după învierea sa? Știți ce a făcut Domnul Iisus? Auziți ce a făcut Domnul Iisus în cele 40 de zile? Zice, după patima lui, li s-a înfățișat viu, prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și acum. Și vorbim cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Domnul Iisus ne-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dar cum fiți atenți și ce înseamnă asta? Asta este un program puternic, dar programul puternic al lui Dumnezeu se poate face numai prin puterea Duhului lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Am învățat o chestiune foarte interesantă. Dacă ai Duhul Sfânt în tine, așa cum l-au avut ucenicii, la fel de mult îl ai și pe Iisus Hristos în tine, așa cum l-au avut ucenicii. Amin. Pentru că știți care este rolul Duhului Sfânt?
să-L facă pe Iisus Hristos viu și real. Amin. Să-L facă pe Iisus Hristos viu și real. Slavă lui Dumnezeu. Deci, când vine Duhul Sfânt în viața mea, nu mai pot să fiu mămăligă. Mulțumesc de aminul puternic. Domnilor, când vine Duhul Sfânt în viața mea, nu mai pot să fiu gelatină. Dom'le, când vine Duhul Sfânt în viața mea, vine puterea lui Dumnezeu, am prezența puternică a lui Dumnezeu și intru într-un program puternic al lui Dumnezeu. Știți care este ăsta? Împărăția lui Dumnezeu. Când vine Duhul Sfânt în viața mea, El aduce acest program puternic al lui Dumnezeu și încep să fiu foarte interesat de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Tot mai mult de-al vine. Tot mai mult. Nu vă ne liniștiți. Însă, o să închei imediat. Și lucrul acesta este foarte important, ceea ce urmează să spun. Când vine Duhul Sfânt în viața mea, devenim un popor puternic. Avem o puternică prezență, intrăm într-un puternic program, tot prin Duhul Sfânt. Știți, Biserica lui Iisus Hristos face parte din împărăția lui Dumnezeu. Însă să știți că împărăția lui Dumnezeu, în momentele acestea, în anii aceștia, de 2000 de ani, se concentrează pe Biserica lui Iisus Hristos. Împărăția lui Dumnezeu lucrează pe pământ astăzi și de 2000 de ani prin Biserica lui Iisus Hristos. Și acesta este programul nostru. Programul în care Dumnezeu ne-a băgat pe toți prin Duhul Sfânt este programul Bisericii și noi trebuie să înțelegem care este rolul Bisericii și rolul Bisericii este slăvirea lui Iisus Hristos pe pământ. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, când Duhul Sfânt vine în viața mea, devin puternic. Ajungem să devenim un puternic popor, un popor puternic. Și de ce? Prin Duhul Sfânt se petrece un lucru extraordinar în viața mea. Ce? Prin Duhul Sfânt se petrece un lucru foarte important în viața mea. Ce? Se rupe puterea păcatului. Prin Duhul Sfânt se rupe puterea păcatului. Amin. Pentru că o forță mai mare decât păcatul vine în viața mea. Dacă uităm adevărul acesta și dacă nu există realitatea aceasta în viața mea, am încurcat-o. Pentru că din cauza asta am primit Duhul Sfânt să se rupă puterea păcatului din viața mea. Amin. Și când vine Duhul Sfânt în viața mea, se rupe puterea păcatului. Știți cam cum vine asta? Forța de gravitație a Pământului trage toate lucrurile jos. Noi din cauza asta nu zburăm. Știi? Când vine vântul. Nu zburăm nici când vine vântul. Pentru că forța de atracție a Pământului trage toate lucrurile jos. Dacă dau drumul batistei mele, ea se duce în jos. Știți de ce albinele astea, și acum le folosesc exemplu bun, că așa făcea și Domnul Iisus. Știți de ce albinele acestea nu cad la pământ? Pentru că ele au descoperit un secret. Ele au biruit forța gravitațională a pământului. Cum? Au descoperit o altă forță. Și ce se întâmplă fără Duhul Sfânt? Fără Duhul Sfânt, păcatul mă trage în jos și mă duce în jos și mă duce în iad. Când vine însă Duhul Sfânt în viața mea, rupe puterea aceasta gravitațională a păcatului care mă duce în jos. Prin Duhul Sfânt rupem puterea gravitației și intrăm într-o altă sferă superioară. E ca la un avion. Știți? Avionul rupe puterea gravitațională. De ce? Pentru că există motoarele alea în el care realmente folosesc o altă putere care este mai puternică decât puterea de gravitație și prin propulsia aia, da? Prin reacția aceea din motoare, ele depășesc forța de gravitație, o înving. Pentru că o forță mai mare locuiește în avionul acela și din cauza aceea mă pot ridica cu avionul. Ei, când Duhul Sfânt vine în viața mea, vine în viața mea o putere mai mare decât puterea păcatului. Amin. Ei, ăsta este motivul, fraților. Pentru că atunci când Duhul Sfânt vine în viața mea, încep să păcătuiesc tot mai puțin. Mulțumesc de aminul puternic. Când Duhul Sfânt vine în viața mea, păcătuiesc tot mai puțin. Alo, amin. 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 Nu păcătuiesc tot mai mult, păcătuiesc tot mai puțin. Asta de ce? Pentru că Duhul Sfânt este puterea lui Dumnezeu în viața mea. Slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Și vreau să închei spunând încă un lucru foarte important. Noi am
primit Duhul Sfânt ca să devenim un popor puternic. Am primit Duhul Sfânt ca să devenim niște oameni puternici. Am primit Duhul Sfânt ca să devenim o adunare puternică, o biserică puternică. Și ați fost atenți la textul pe care l-am citit din Fapte, capitolul 4. Când preoții s-au uitat la Petru și la Ioan și la tovarășii cu care era Petru și la ucenici, spune, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Pentru că știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Iisus. Amin. Amin. Și ce se întâmplă când vine Duhul Sfânt în viața ta și în viața mea? Devenim curajoși. Și ce se întâmplă când asta înseamnă să devii popor puternic? Devenim transformați. Intrăm într-un program plin de putere, pentru că Duhul Sfânt are programul acesta în Împărăția lui Dumnezeu, un program plin de putere și ne face niște oameni plini de putere ca să avem o proclamație plină de putere. Ce și-au făcut ăștia? L-au vestit pe Iisus Hristos. Acum să vă spun ce se întâmplă cu noi. Unii dintre noi, fraților, nu mai prea avem putere de proclamare. Unii dintre noi nu mai prea avem putere de proclamare. Și și-au văzut ăștia preoții când s-au uitat la Petru și-au văzut îndrăsneala? Oamenii ăștia au realizat, oamenii ei au realizat că Petru era intoxicat. Cu Iisus Hristos. Era intoxicat cu Iisus Hristos. L-a atacat. Însă Petru era intoxicat cu Iisus Hristos. Zice, au priceput că era, că au fost cu Iisus. Au priceput că au fost cu Iisus. Și asta se poate numai și numai prin Duhul Sfânt, zice. Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a predicat. Și oamenii au priceput că erau cu Iisus. Slavă lui Iisus Hristos. Amin. Fraților, Duhul Sfânt în viața mea înseamnă putere. Înseamnă puterea de a fi altfel. Amin. Duhul Sfânt în viața mea mă face un popor și ne face o biserică puternică. Amin. Duhul Sfânt în viața mea ne trimite într-un program puternic. Și Duhul Sfânt în viața mea, fraților, îmi dă o proclamație foarte puternică. Pentru că știți ce s-a întâmplat cu Petru? Prin Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Ce înseamnă să fiu plin de Duhul Sfânt? Încep să-L reprezinți pe Iisus Hristos în lume, fără să-ți pună cineva pistolul la tine. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Asta înseamnă să ai puterea Duhului Sfânt în viața ta. Începi să-L reprezinți, începi să fii un ambasador al lui Iisus Hristos, fără ca cineva să te amenințe cu moartea sau cu tăiatul de salar sau cu concedierea. Îl reprezinți pe Iisus Hristos fără să te oblige cineva, pentru că Duhul lui Dumnezeu înseamnă puterea lui Dumnezeu în viața ta și înseamnă puterea de a proclama Împărăția lui Dumnezeu. Și ce înseamnă să ai pe Duhul Sfânt în viața ta putere? Și înseamnă să ai o proclamație puternică? Să ai o predică puternică prin Duhul Sfânt? Ești pocăit fără ca cineva să te mai oblige. Ești pocăit fără ca cineva să te mai oblige. Asta înseamnă puterea Duhului Sfânt în viața ta. Amin. Și ce mai înseamnă puterea Duhului Sfânt? Ce înseamnă Duhul Sfânt în viața ta? Sigur că da, înseamnă putere. Și ce mai înseamnă? Oamenii să știe că tu ești al lui Iisus Hristos. Și ce înseamnă puterea Duhului Sfânt? Ce înseamnă Duhul Sfânt în viața ta? Prin trăirea mea, prin atitudinea mea, prin înfățișarea mea, prin îmbrăcămintea mea, prin viața mea, oamenii să-L vadă pe Iisus Hristos. Amin. Asta înseamnă Duhul Sfânt în viața mea. Dacă nu e asta, dacă nu, sunt toate aceste realități în viața noastră. S-ar putea să fim baptiști, sau meloniți, sau creștini după Evanghelie, s-ar putea să fim pentecostali, să ne numim cum vrem. Dacă aceste realități nu sunt în viața mea, probabil că nici Duhul Sfânt nu este în viața mea. Duhul Sfânt în viața mea înseamnă voi veți primi o putere. Și din Biblia zice, Petru, plin de Duhul Sfânt, l-a proclamat pe Iisus Hristos. Închei cu o întrebare. Câți dintre noi, fraților, mai avem îndrăzneala să-L proclamăm pe Iisus Hristos? Prin vorbă și prin faptă. Nu numai prin faptă, și prin vorbă.
Nu numai prin vorbă, și prin faptă. Prin trăire. Îl proclam, îl vestesc pe Iisus Hristos, fraților. Pe scara blocului meu, îl proclam și îl predic pe Iisus Hristos prin trăire, prin umblare, prin vorbire, prin cuvinte, îl proclam. Pentru că dacă da, Duhul Sfânt este în mine. Dacă nu, s-ar putea Duhul Sfânt să nu fie în tine. Îl vestesc pe Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Aș vrea să ne ridicăm și să încheiem momentele acestea de studiu biblic. Rugăciune. Și așa în rugăciunea aceasta de final, poziți-vă și de al bine, să văd dacă reușiți acolo. Așa în rugăciunea aceasta de final, să mulțumim lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Pentru Duhul Sfânt. Fraților, unii dintre noi ne rugăm așa, Doamne, dă-ne mai multă putere din Duhul Sfânt. Hai să vă spun care este o rugăciune greșită. Noi ne putem ruga, că asta este în inerția rugăciunilor noastre, este în râvna noastră. Noi ne putem ruga cum vrem noi. Ne putem ruga cum vrem noi. Deci să știți la ce concluzie am ajuns, că rugăciunea aceea este cam greșită. Noi nu avem nevoie, fraților, de mai multă putere, că Duhul Sfânt este în mine. Amin. Știți de ce avem noi nevoie, frați și surori? Știți de ce avem noi nevoie? Noi avem nevoie să ne lăsăm mai mult controlați de Duhul Sfânt. Amin. Puterea avem. Trebuie să ne lăsăm mai mult la dispoziția Duhului Sfânt. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Tu ai deja putere. Tot ceea ce trebuie, ai primit de la Dumnezeu. Trebuie acum să lași ca toate mădularele tine, tale, toate ființa ta, să fie cât mai mult controlată de Duhul lui Dumnezeu, condusă de Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta.